Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vă prezint ultimul raport de investigație al jurnalistului Benjamin Fulford, în care vorbește despre ofensiva împotriva ocultei globaliste. Mișcarea militară mult așteptată împotriva mafiei cazare sau ocultei globaliste din Occident pare să se desfășoare complet. Revoltele din Franța, Belgia și Elveția poartă toate semnele distinctive ale acestui lucru. Bărbații în uniforme negre identice, purtând cizme în stil polițist, fac ravagii pe tot continentul, pretinzând că sunt protestatari musulmani, scrie Benjamin Fulford. Aceasta este acțiunea clasică a unui agent militar provocator, concepută pentru a pregăti opinia publică pentru legea marțială. Este vechea strategie a francmasonilor P3, ab cao ordo sau ordine din haos. Ideea este de a crea atât de mult haos încât cetățenii să accepte o preluare militară pentru a restabili ordinea. Faptul că acest tip de sabotaj are loc în Elveția înseamnă un fel de mișcare de tip militar împotriva BIS, OMS și alte centre de putere ale ocultei de acolo. Același lucru este valabil și pentru Belgia, unde Uniunea Europeană și are sediul. Un alt lucru de remarcat este că revoltații musulmani vizează în mod sistematic instituțiile cultului morții Chabad din Europa. Aceste așa zise revolte par a fi coordonate cu evenimente de mândrie care promovează homosexualitatea și pedofilia. Observați că revoltele din Franța au început exact când președintele francez Emmanuel Macron apărea la un eveniment de promovare a homosexualității. Acest lucru s-a întâmplat în tandem cu marșuri simultane în Occident, în care homosexuali defilează în fața copiilor. Ei scandau lucrurii de genul "Suntem aici, suntem ciudați și venim după copiii tăi." Despre asta titrează și foxnews.com. Într-o altă mișcare de a trezi oaia, președintele Joe Biden face multe spectacole și declarații bizare. De exemplu, el a spus: "Am văzut o mulțime de secrete de stat și o mulțime de lucruri foarte importante", în timp ce s-a întâlnit cu prim-ministrul indian Narendra Modi. Mass media de propagandă corporativă a încercat să acopere acest lucru ca pe o glumă, dar știm cu toții că este adevărat. În alt interviu, Biden vorbește despre pierderea Rusiei a războiului din Irak. El chiar suferă de demență. De asemenea, Joe Biden, într-un interviu, susținea că a avut loc un război civil în Statele Unite în 1960 și a amestecat Constituția și Declarația de Independență înainte de a ieși de pe platou ca un bolnav de Alzheimer pierdut. Avatarul lui Joe Biden îi va scoate în curând pe toți avertizorii. El este un singur om cu pastile roșii, comentează sursele Pentagonului ale lui Benjamin Fulford. În același timp în care Biden a acționat ca un bufon, Congresul a adoptat rezoluția 503, prin care se cere demiterea lui Joe Biden pentru crime și infracțiuni mari și totuși niciun cuvânt despre asta din partea presei corporative. Mai multe informații se găsesc pe www.congress.gov. Știm că adevăratul Biden a dispărut de mult, dar ideea aici este că simbolul Joe Biden al puterii corporative este creat în mod activ pentru demiterea formală, comentează surse CIA. De asemenea, președintele Camerei Kevin McCarthy spune că Congresul îl va demite pe procurorul general al lui Biden, Merrick Garland, pe baza informațiilor venite de la avertizori. Un alt lucru pe care îl observăm este că mii de zboruri sunt anulate în jurul Statelor Unite pe măsură ce s-a apropiat vacanța de 4 iulie. Acest lucru este pentru a împiedica membrii ocultei să scape, spun surse de la Pentagon. De asemenea, continuă Benjamin Fulford, am primit o explicație foarte definitivă a ceea ce așa numita mișcare Q și Donald Trump au de a face cu toată această activitate. Fostul SAS, Ricardo Bossi, explică că întreaga mișcare Q a fost inițiată de aproximativ 300 sau 400 de ofițeri de marină în mare parte. Ei s-au gândit inițial să organizeze o lovitură de stat militară, dar și-au dat seama că va implica uciderea multor civili americani. Deci au decis, în schimb, să acționeze încet și sistematic, în conformitate cu legea militară. Acesta este motivul pentru care a durat atât de mult.
Cu toate acestea, acum a ajuns la un punct în care nimic nu poate opri ceea ce urmează, spune Bossi. Ca exemplu de cât de neoprit a devenit această mișcare, senatorul Lindsey Graham a fost huiduit, batjocorit și insultat din momentul în care a urcat pe scenă și până când a coborât de pe ea, iar mai târziu a fost hulit și huiduit din nou în timpul discursului lui Donald Trump, în timpul mitingului MAGA din Pickens, Carolina de Sud. Există doar trei ramuri ale guvernului american acum. Una este BlackRock, cealaltă este Raytheon, cealaltă este industria farmaceutică. Trebuie să luăm controlul asupra acestei elite foarte corupte din această țară. Nu cred că vom ajunge la alegerile din 2024. Cred că lucrurile vor imploda la Washington înainte de atunci. Așa descrie colonelul Douglas McGregor situația. Cu toate acestea, mai multe surse spun că acest proces se va desfășura în continuare în timpul verii și nu se va aștepta la o schimbare bruscă în jurul datei de 4 aprilie. Cu toate acestea, într-un semn că armata într-adevăr ia măsuri, peste 300 de soldați canadieni dau în judecată guvernul pentru daunele cauzate de mandatele de vaccinare. Parlamentul canadian îi ajută pe acești soldați prin introducerea unui proiect de lege prin care mandatele sunt ilegale. Chrystia Freeland, adevăratul om din spatele pandemiei din regimul lui Justin Trudeau din Canada, este acum dezvăluită. Un alt semn de mișcare reală este Congresul, care acționează împotriva SICA, a Big Tech, și a terților finanțații de guvern, pentru că se înțeleg pentru a cenzura americanii. În calitate de victimă pe termen lung a cenzurii Google, Facebook, este bine să vedem că în sfârșit se iau măsuri împotriva acestor dușmani ai adevărului și ai libertății de exprimare, continuă să scrie Benjamin Fulford. Există de asemenea dovezi ale unui fel de anomalie financiară care ar putea fi declanșatorul mult așteptatei reporniri, nu resetări, a sistemului economic-social. Consiliul Rezervei Federale este acum incontestabil în faliment, conform propriului site web al filialei din St. Louis. Federal Reserve Bank nu a mai plătit banii pe care este obligată legal să-i acorde guvernului american din septembrie 2022. Dacă cecurile unei afaceri private, precum Federal Reserve Bank, revin, înseamnă că sunt în faliment. De asemenea, în condițiile în care ratele dobânzilor cresc la fel de mult, companiile cu rating nedorit vor trebui să plătească cu 80% mai mult în dobândă în următoarele luni, pe măsură ce împrumuturile lor vor fi reportate. Acest lucru va afecta de asemenea creditele ipotecare și împrumuturile non-junk. Înseamnă doar că prăbușirea sistemului actual este o certitudine matematică. Într-un alt semn că oculta globalistă rămâne fără bani, Fundația Soros a anunțat că concediază cel puțin 40% din personalul său. Cu toate acestea, ei încă încearcă să pretindă că totul este ca de obicei, prin emiterea de statistici false. De exemplu, se spune că în al patrulea trimestru din 2022, PIB-ul real a crescut cu 2,6%, chiar dacă venitul intern brut real a scăzut cu 2,3% în primul trimestru. Cele două numere ar trebui să fie mai mult sau mai puțin la fel. De asemenea, încearcă să acopere o fugă în curs de desfășurare împotriva băncilor, transformând în mod magic 65 de miliarde de dolari din ieșiri de depozite pentru băncile naționale în intrări de 48,3 miliarde de dolari. Am fost de asemenea alertați, continuă Benjamin Fulford, de MI6, cu privire la evenimentele din Sri Lanka, care ar putea afecta întregul sistem financiar al lumii. Și-au închis toate băncile timp de 5 zile, începând cu 30 iunie, iar MI6 spune că va instala o nouă arhitectură financiară. Dacă funcționează acolo, atunci se așteaptă să urmeze restul lumii în curs de dezvoltare, spun sursele MI6. Această mișcare a venit după luni de ceartă între FMI, controlat de Rothschild, Banca Mondială, controlată de Rockefellers, și chinezi, cu privire la datoria acestei țări. Finanțatorii mafiei cazare au cerut Chinei să anuleze datoria Sri Lankei, iar China a spus ok dacă faci la fel. Mafia cazare a spus nu. Acest argument se repetă în întreaga lume.
observăm că reporterii corporativi sunt nedumeriți, că deși birocrații FMI și ai băncii mondiale aprobă noi împrumuturi către locuri precum Pakistan, banii nu apar niciodată. Li se continuă să li se spună să aștepte următoarele întâlniri G7, dar întâlnirile vin și pleacă și încă nu au bani. Sursa MI6 spune că toate țările în curs de dezvoltare ar putea renunța în curând la împrumuturile acordate de FMI și Banca Mondială. În ceea ce pare a fi o mișcare conexă a Rothschildzilor francezi de a rupe cu Rockefeller, Argentina falimentară a decis să folosească yuanul chinezesc și drepturile speciale de tragere, DST, pentru a efectua o plată datorată FMI. Ceea ce înseamnă asta este că FMI s-a prefăcut că se plătește, evocând DST de nicăieri și împrumutându-se de la chinezi. Punctul important de remarcat aici este că nu au fost implicați dolari americani. Ultima dată când francezii au încercat să facă ceva, acest șef francez al FMI, Dominique Strauss-Kahn, a fost acuzat în mod fals că a violat o servitoare și a fost concediat. Acest lucru a venit imediat după ce a aflat că aurul Fondului Monetar Internațional, care ar fi trebuit să sprijine DST ca înlocuitor de dolar, a fost furat de Feds. Poate că această nouă mișcare a francezilor are ceva de a face cu revoltele din Franța. Am văzut-o de asemenea pe președinta BCE, Christine Lagarde, susținând că schimbările climatice afectează inflația, într-un alt semn că mafia cazară vrea să folosească criza climatică ca nouă tactică de sperietură pentru a stoarce banii de la mase. Acest lucru coincide cu deșeurile toxice arse în orașe și puse pe seama incendiilor sălbatice din Canada cauzate de schimbările climatice. De asemenea, rețineți că ea apare pe un ecran și nu personal. Acest lucru ajută la confirmarea rapoartelor pălăriilor albe că adevărata Lagarde a fost deja arestată, scrie Benjamin Fulford. Această invocare a unei crize climatice pare a fi o acoperire a falimentului Uniunii Europene. Potrivit informațiilor poloneze, premierul ungar Viktor Orban, care a participat la o reuniune de nivel înalt al UE, spune: singura întrebare pe care își o pune toată lumea aici, la Bruxelles, este unde au plecat banii. El a întrebat acest lucru deoarece Comisia Europeană a înaintat o propunere de modificare a bugetului prin care cere statelor membre să plătească 10 de miliarde de euro. Se pune întrebarea cum a apărut această situație și cum a ajuns Uniunea Europeană în pragul falimentului. La doar 2 ani de la bugetul de 7 ani, Bruxelles rămâne fără bani. Cum s-a întâmplat asta? Ce s-a întâmplat cu bugetul? Vor să obțină 50 de miliarde de euro de la statele membre pentru a le oferi Ucrainei, în timp ce nici măcar nu pot da socoteală pentru banii pe care i-am dat până acum, a declarat Orban. Această lipsă de bani este legată de o mișcare de a opri furtul ocultei globaliste de la poporul european, american și japonez în numele diferitelor crize, fie ele pandemii, Ucraina sau acum schimbări climatice. Frauda lor este acum dezvăluită sistematic. Se pare că aproape fiecare stație de măsurare a temperaturii operată de Administrația Națională pentru Atmosfera Oceanică, NOAA, este coruptă pentru a face țara să pară mai fierbinte decât este în realitate, întărind efectiv farsa încălzirii globale, raportează sursele poloneze. Potrivit unui studiu realizat de Institutul Heartland, 96% dintre stațiile de temperatură NOAA nu îndeplinesc standardele agenției pentru plasarea nevătămată. Cele mai multe dintre ele sunt situate în apropierea obiectelor care captează sau generează căldură, falsificându-le astfel citirile. În curând ne putem aștepta la un titlu care să proclame schimbările climatice aduc malaria în Florida. Apoi vom vedea un impuls pentru vaccinurile împotriva malariei. Cine beneficiază de un vaccin împotriva malariei? Manual de joc cunoscut. Nu se mai ascunde nicăieri, spune Pentagonul. În altă ordine de idei, Victoria Nuland, șefa Departamentului de Stat al SUA, a declarat oficial într-o videoconferință cu Kiev că al treilea război mondial va începe pe 11 iulie. Ea a declarat că SUA și partenerii săi vor lupta atâta timp cât va dura, 16 ani sau mai mult. Data a fost aleasă pentru a coincide cu summitul NATO, o întâlnire de o zi în Lituania, încheie Benjamin Fulford.
prieteni, mă opresc și eu aici, ca de obicei lăsându-vă pe voi să trageți propriile concluzii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!